Ce? Să ne ducem până la scară la mine. Să ne ducem, Olga, dar ce putea ieși la orașul ăsta, vă? Lipsa stației de epurare. Dar ce, înseamnă că aici curge tot ce pișe și cacă soroca? Asta e o parte din ceea ce curge în Nistru, după cum vedeți. O frumusețe, o bijuterie a Moldovei, o mândrie cu care spunem noi că ne mândrim toți, că iubim toți Nistru, că este, mă rog, străbunul nostru râu și, de fapt, ce facem noi cu el? Îl poluăm și poluăm întreaga țară și îmbolnăvim întreaga țară. Dar știți de ce? Nu că suntem noi vinovați, dacă noi le cerem celor care ar trebui să facă infrastructură și să facă stații de epurare, nu cerem ca să facă. Și apa asta din Nistru, poluată, puturoasă, toxică, care miroase groaznic. Știu că în imagine nu se vede, dar credeți-mă că miroase groaznic. Și oamenii, acum am vorbit cu oamenii din Soroca aici, în piața din fața cetății, mi-au spus că e suficient să suple un pic de vânt și noi ne sufocăm toți aici. Tot ce e într-un oraș se sufocă de la mirosul acesta. De ce? Pentru că noi nu avem în Parlament oameni cărora să le cerem. În guvern nu avem oameni cărora să le cerem. La Fondul Ecologic Național scrie conform rapoartelor lor 96-98% pentru infrastructură, canalizare și stații de epurare. Și oare Soroca nu merită? Unde se duc banii? Scrie în raport că pe stații de epurare. Când? Unde vor fi? Vă spun eu când vor fi. Când în Parlament vor fi oameni cărora să le pese într-adevăr de sănătatea oamenilor. Cărora să le fie rușine să privească așa ceva și să vadă așa ceva. În fața unei dintre cele mai frumoase cetăți medievale din regiune, noi aducem turiști aici și turiștii ăștia văd. Într-o parte văd cetatea și în altă parte văd rușinea asta națională. Sau o simt cu nasul și nu înțeleg ce se întâmplă. Și ne întreabă, dar ce e asta la voi? Ce e asta la voi? Asta la noi e secolul 21, frate. Medieval, secolul 21 medieval. Da, și noi o să creadă că noi am făcut pentru autenticitate. Cetatea e din secolul 16 și râul tot e așa amenajat, ca și în secolul 16. Rușine și halal. Rușine. Nu se poate așa să continui, oameni buni. Noi avem un pic de respect față de noi și față de simbolurile noastre și față de sănătatea noastră la urma urmei. Nu se poate. Eu sunt de baștină din Soroca. Multă lume știe. Eu sunt de aici. Eu aici am crescut vis-a-vis de parcul ăsta, vis-a-vis de cetare. Apoi o să mergem și acolo, să vă arăt unde exact. Dar eu nu pot privi liniștită și cu sufletul împăcat la așa ceva, mai ales că nu cere investiții mari, cere oameni responsabili care să fie trași la răspundere și să fie într-adevăr cerut de la ei, să lucreze pentru oameni, rușinii oameni buni, să aducem oameni dedicați în Parlament, într-adevăr dedicați și cărora să le pese de mediu și de noi. Votați Partidul Verde Ecologist!